MDITV solicită demisia de urgență sau înlocuirea lui Adrian Baicu din calitatea de membru al adunării generale a asociațiilor FC Chindia Târgoviște. Înregistrările audio cu profesorul de religie de la liceul Petru Cercel, jigninduși elevii, au făcut în conjurul țării, iar imaginea orașului a avut de suferit. Pentru că avem niște profesori soli. Vă spunem și le simțiți și niște jigodii ordinare. Puteți să transmite de partea mea și vă spun de ce. Sunt în categoria celor care nu fac nimic pentru lipsi. Știți, e proverbul ăla, scripturistic. Nici ei nu se mântuie, dar nici pe alții nu-i lasă să se mântuie. Liniște. Adică, puneți-mi voi tot ce simțiți la partea politică. Ce au făcut cei pentru liceu ordinare? Ce inițiativă au avut pentru liceul ăsta? Ați auzit, bă, e extraordinar. Aștept, ascult. Cu clasele lor, pe ce zonă au făcut lura, l-au adus lura de făcet. Ce legătură are Baicu cu fotbalul? În vara lui 2014, după retragerea lui Gabriel Boriga din funcția de reprezentant al primăriei Târgoviște, consilierii locali târgovișteni l-au mandatat pe profesorul de religie să-i reprezinte la clubul de fotbal, susținut de autorități. Baicu a avut prezențe hilare la meciurile Chindiei, venind la stadion de multe ori, fără ca măcar să știe cu cine joacă echipa. O bună bucată de vreme, Baicu a fost susținut de fostul primar Boriga. Ulterior suspendării lui Boriga, Baicu și-a păstrat postul călduț de la primărie și de la echipa de fotbal, cu susținerea primarului interimar Cristian Stan, cu care ar fi văr. Nu știu ce se întâmplă. Vom avea o adunare generală și vom lua o decizie. Deocamdată avem de pregătit meciurile cu FC Brașov și UTA, a transmis președintele Chindiei Marcel Ghergu. În mod normal, dacă Baicu nu-și dă demisia până atunci, la următoarea ședință a Consiliului Local Municipal Târgoviște, consilierii locali ar trebui să voteze revocarea sa din calitatea deținută la FC Chindia.